Stimați colegi, astăzi am fost întâlniți pentru ședința ordinară din 28.02.2019. Ordinea de zi. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare din 28.02.2019. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 23.01.2019. Punctul 3. Aprobarea procesului verbal al ședinții extraordinare din data de 31.01.2019. Punctul 4. Aprobarea procesului verbal al ședinții extraordinare din data de 11.02.2019. Punctul 5. Rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităților subordonate sau care se află sub autoritatea Consiliului, tipul acordat declarațiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petițiilor și altor probleme care se supun dezbaterii Consiliului. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea sumei de 1.000 de lei reprezentând ajutor de mormântare familiei defunctului Dragomir Mihal, domiciliat în Comuna Urechel, județul Bacău. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unei sume de 1.000 de lei reprezentând ajutor de mormântare defunctului Boieșteanu Petrișor, domiciliat în Slobozia, Comuna Urechei. Și s-a suplimentat ordinea de zi cu un alt proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de mormântare familiei defunctului Matei Ioan, domiciliat în Cornețel Urechești, Comuna Urechești. Și punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investiției modernizare drum de interes local în Comuna Urechești, județul Bacău. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Și 11. Diverse. Începem cu punctul 1, aprobarea proiectului de zi a ședinței ordinare din data de 28.02.2019. Cine este de acord? Voturi în unanimitate. 13 voturi. S-a aprobat. Trecem la punctul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 23.01.2019. Cine este pentru? 13 voturi, dacă s-a aprobat procesul verbal. Punctul 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 31.01.2019. Cine este extraordinare? Cine este pentru? Cine a lipsit atunci? Nu ridică mâna. Se va obține. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dacă nu am fost bine, nu a fost. Da, da. Deci revenim asupra votării. Vine asupra votului. Deci în 31 ianuarie. De 31, da, pe ședința ședinței, domnul Mărcuț că a fost cu motivul de boală, era în atât. Vezi, toată lumea a fost prezentă. Da. Deci procesul verbal până la 31 ianuarie. Deci aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 31.01.2019. Cine este pentru? Și care deci toată lumea este de acord cu procesul verbal din 31 ianuarie. Din ședința 12 voturi pentru. Domnul Mărcuț se abține pentru că... A fost... Da. Punctul 4. Aprobarea procesului verbal al ședinții extraordinare din data de 11.02.2019. Cine este pentru?
Deci au fost mai puțin. Aici au fost mai puțin. Domnul Porumb a lipsit, dacă nu înșel. Domnul Orcuș. Pe motiv de boală. Domnul Lung a ajuns, dar a mai târziu. Deci ar fi 11 voturi pentru, da? Da, da. Aprova procesul verbal din 11 februarie. Da. Da. Acum trecem pe raportul pe comisii. Domnul Andrei? Comisia juridică a vins favorabil la toate proiectele de hotărâre care s-au făcut. Pe Comisia Economică, în urma discuțiilor avute pe ședințe, avizul este favorabil în urma discuției. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unei sume de 1000 de lei reprezentând ajutor de înmormântare de functului Dragomir Mihai, comuna Ureche, domiciliat în comuna Ureche, județul Bacău. Lunca Duchie, sau Lunca Duchie. Cine este pentru? Aici am o abținere, nu n-am văzut certificatul de deces de functul, nu e pus la dosar. Dacă eu pe comisia juridică... Vă spun eu care este, că eu am fost acolo. Vă aduc ceva din familie, servici din familie, ești din familie, dar aveți baba de 95 de ani. Pare rău. Deci asta e. Eu n-am acte. E opțiunea mea. Deci 12 e o abținere. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unei sume de 1000 de lei reprezentă ajutor de mormântare familiei defunctului Boieșteanu Petrișor, sat Slobozia, comuna Ureche, județul Bacău. Cine este pentru? În unanimitate s-a aprobat 13 voturi. Aici băgăm și pe Matei? Da, băgat. Da. Și trebuia să fie suplimentat o suplimentat. Păi s-a suplimentat. S-a precizat la început. Da. N-ai fost aici? S-a precizat. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de înmormântare familiei defunctului Matei Ioan, comuna Urechești, sat Cornățel, județul Bacău, care s-a suplimentat proiectul de hotărâre pe data de astăzi. Deci este vorba tot de sumă de 1000 de lei. Tot cu sumă de 1000 de lei. Așa, votat pentru toți la fel. Deci toată lumea este aprobat. 13 voturi pentru. Așa. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investiției modernizare drumul de interes local în comuna Urechești, județul Bacău. Inițiator, viceprimarul comunei. Aici dăm cuvântul lui domnului vice. Referitor la acest proiect, dacă vă amintiți într-o ședință anterioară, tot prin hotărâre de Consiliul Local a fost aprobați acești indicatori tehnico-economici. Dar proiectul urma să se transmită hotărârea de Consiliu mai precis, împreună cu documentația de solicitare a finanțare. A fost depus prin ordonanța 114 din 2018, respectiv a fost transmis la Fondul Național de Investiții, dacă nu mă înșel, chiar așa se numește, prin Comisia Națională de... Fondul de Dezvoltare și Investiții. Prin Comisia Națională de Strategii și Prognoză. Așa, nu rețineam exact. Ei, aceeași procedură urmează prin proiectul ăsta care a fost inițiat,
să se încerce să se depună la acest proiect și acești indicatori și totodată documentația necesară aferent proiectului către Programul Național de Dezvoltare Locală. Să încearcă, din discuțiile avute cu firma de consultanță, să încearcă pe două căi să se obțină finanțarea asta, că e posibil într-o parte să nu reușim, încercăm și în cealaltă parte, poate reușim acolo să avem finanțare pentru obiectivul ăsta de investiții. Cam asta a fost intenția asupra acestui proiect de hotărâre. Atât cam 2020-2023 e într-o situație acum. Dar e depusă. Nu știu eu, la ăștia au să se continue mai obiectivul. Aveți urmă? Se înscrie cineva la urmă? Eu. Domnul Mărcuș. Da. Doamna președintă, stimați colegi, în ceea ce privește proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai investiției modernizare drumuri a Comunei Urechești, vreau să vă spun că este un lucru foarte bun, că noi încercăm să extindem aceste modernizări de drum. În prezent, noi avem în derulare un alt proiect pentru care probabil că în primăvara asta începe lucrările la asfaltarea celor 10 km de drumuri pe care le știm cu toți. Se cunoaște de toată lumea că nu se poate face niște modernizări de drumuri, faci proiectul azi și poi mâine să faci modernizarea. De aceea este foarte bine că s-au început aceste proiecte și în viitor să putem să extindem aceste modernizări. Modernizări care constă, în opinia mea, așa cum știm cu toții, în asfaltarea acestor drumuri, nu doar nivelarea lor sau astuparea gropilor. Cel puțin eu așa am înțeles, da, domnul. Așa. O singură întrebare referitor la acest proiect de hotărâre, care de fapt se pune problema la ceea ce se va face în primăvara asta. Când se începe ce avem licitat, ce avem tot la astea 10 km, care de fapt noi am vrut să începem din toamna trecută, dar... Tot licitație, făcut tot fiecare care zroate al lunii martie, să începem lucrurile. Asta era întrebarea. Deci cam când începem... Avem concesiunea asta de la Mipu aici, până la partea asta, avem discuții în pământul ăsta, fie că o jumătate de metru, este după asta la prima altă lavă, până la Andrei acolo, să va scoate fie că o jumătate de metru din... Da. Este după asta de la lungul Vaserii și până la șoseaua națională, șoseaua pe rezervă, scoate la fel o porțiune de o mare metru din Teresamen. Și după asta îi se aducă și ca trei, se aducă macadamul acolo, se aducă urcare, ei deschiduși la Caraca, prin urcare ei, poate la Harijita. Noi, da, mulțumesc. Problema este că momentan nu este domnul primar, dar probabil că știți dumneavoastră sau domnul secretar. În ce stadiu ne aflăm cu proiectul pentru canalizare? Da, vă spun eu. Este acum la ora actuală, este depus la Iași. În zilele este următoare, va face la licitația. Ca să vă spui, din s-a înscris, nu știu. Și sperăm că am ținut mult o jumătate să poate definitiv la licitația, să putem la cel târziu în vară. Și încă o singură întrebare, în ce stadiu să ne aflăm cu proiectul de gaze? Cu proiectul de gază, primarul a contat un proiectant, ăla lucrează pe el, se lucrează pe el. O să vă informez încă o treabă, avem un proiect depus și la Ministerul Dezvoltării pentru drumul care este Cornăsel Lunca Doicii. Acum eu vă spun sincer, dacă prindem bani, nu poate face. Dacă nu prindem bani, nu faci, că fără bani poți face. Noi așteptăm două bani. Doamnă, dacă vezi ceva, haideți să... Doamna președinte, eu sunt mulțumit de răspunsurile date și sunt de-a Dumnezeu să fac. Mulțumim. Cine se mai înscrie? Mulțumesc, doamna președinte. Tot în legătură cu modernizarea, a întrebat domnul Mărcuț
care e stadiul mobilizării drumurilor care s-au început în iarnă, practic, anului 2018, de din iulie, în decembrie. Domnul viceprimar a spus că o să vină cu agregate, cu macadam, cu nu știu de unde. Vă rog frumos să respecte fișa tehnică, exact, ce scrie în contract, să nu se mai facă cum s-a făcut, că s-a excavat în albia râului Trotuș și s-a adăugat pe drumurile publice la care trebuie să lucreze. După care l-a selectat, toți bolovanii și toate mizerile l-a dat deoparte, l-a tasat, l-a acum, deci să se urmărească. O să urmăresc și eu. Am mai avut iar o intervenție, domnul viceprimar, cu un utilaj, recent. Am înțeles că nu e de la firma Transcarpat, care a câștigat licitația pentru modernizarea drumului, e de la firma Translux. Tu, eu nu mai știu, da, autogreder, un autogreder din anii 70-60, pe bani mulți, au intervenit pe drumurile publice, a noastre. A noastră nu. Cum? Ala care este... A intervenit pe drumul asta, Asta care a făcut pe lunca noi, este de la Carabole, a spart geamul din față, spun eu. Și a făcut cu el, nu acolo. Ala e plecat din toamnă, l-a luat la oameni și bun plecat. Asta e pe albă care era aici. Asta e la Carabole. La intervenția care s-a făcut pe stradă, hai zicem așa, pe la Mircea Rusu, odată. S-a făcut și pe drum la satul nou, și la Cornățel s-a făcut. A fost făcut la s-a făcut și pe drumul pe strada domnului primar. Practic, ce a fost aia? Ca tehnologie, eu am un șef de șantier care spune cu capul de treaba asta. Am niște proiectanți care spun cu capul cu treaba asta. Eu vă spun treaba, eu nu sunt constructor de meșterii și spun eu pot și urmăresc eu și vă urmăresc eu. Să facă calitatea bună asfaltului și în primul rând să-mi pui macadamul ăla care se duce, care e principalul numărul 1. Dacă n-ai pe ăla a fost bun, asfaltul a dus de viitor. Trebuie să se respecte. După informat și eu la oamenii constructori. Da, să se respecte exact ce scrie în tehnologie. Am în scoada asta de ce e bună. Eu știu că să nu se respecte, dar de ce atunci s-a recurs la lucrul ăsta? Când s-a dus acolo și a excavat de la canalul Bișan, lângă stadion, odată, m-a dus de pistii, după aia au fugit de acolo, s-a dus la Trotuș. Deci știți povestea. De ce s-a dus acolo și-a luat de acolo? În urmă de 7-8 rame. După ei n-a fost și mai de nu se poate. Deci conducerea primăriei, poliția locală, ea trebuie să știe. Păi eu am întrebat. El este obligat să facă lucrare de bună calitate, acolo de dirigintele de șantier care răspunde pe lucrare și a răspunde și lui eu. Dirigintele de șantier ăla eu o să-l... Da, să-l fără cu el. La fiecare intervenție. Deci noastră nu știți ce... De ce s-au făcut intervențiile astea noi acum? Acum o săptămână, o săptămână. Așa de o săptămână făcute acum, s-au făcut eu cu utrajul în Carabule. Bun, dar de ce? Care e motivul? Am trătat în drumul, că am venit oamenii pe lunga Dohii, satul nou, ca spus lunga Dohii, Cotățel, și a dat drumul ăla cu găuri. Ca să poată îndeplaza poate și pe oamenii deșent, am băgat-o utrajul. Acolo, și la strada Ferdinand, se cheamă parte, pe strada domnului primar și a domnului... Da, am băgat și acolo, era un lucru. Și pe strada asta, între pe hotar, practic, da, și acolo. Și acolo. Deci, hai să zicem, acolo erau găuri. Să spunem așa, cu toate că să ne întoarcem înapoi, să vedem care e baza, de unii, cum s-a discutat contractul, de intervenții, în fine. Dar pe drumul ăsta, domnul primar, domnul viceprimar, scuzați-mă, ăsta Ferdinand, dacă el e în toamnă, în decembrie... Dar nu pot să-i dau banul ăla, că am înțeles că acum, la ultima ședință, din 31 ianuarie, domnul primar chiar l-a întrebat și este și specificat în procesul verbal. A spus că deja i-a dat niște bani la firma aia, Transcarpat, care a câștigat licitația. I-a dus și Carabule, l-a dus să fac și ăla lucrare. Eu amestec. Eu am făcut drumul ăsta spre Andrei. Eu sunt fier convins că dacă mă dă două ploi, acum am găuri de la fel. Corect, așa este, că nu-i vina la voastră. Și atunci eu pun întrebarea, ați drumul așa? Nu, așteptăm cu toții să... Dar nu pot să intervii dacă eu l-am în custodie, practic, în garanția mea. Eu am intervenit pe el, l-am compactat, s-o plimbat. Măi, Vasica, ăla vine la mine, încoace momentul când începe lucrarea el. El încoace, eu dă-le pe el spate. Dar au venit când ningea, că doar și știu. Era nins, înghețat, așa, și atunci el lucra, că vrea niște bani de sărbători. Asta a fost motivul, asta a fost motivul. Minutele s-au terminat. Domnul Andrei. Da. Eu să mă refer strict la proiectul ăsta care l-a inițiat domnul Bici și vreau să-l întreb prin ce program, PNDL 1, 2, prin ce program?
Stați un pic, inițiatorul, eu când fac un proiect, da, știu cu cine mă, cu el pun, adică la ce mă refer eu. Să nu fie numai o hârtie votată ca să avem activitate în Consiliul Local. Eu asta am doresc. Eu asta așa. Pentru că sunt două proiecte inițiate, care sunt la fel. E foarte bine. Unul e pus de domnul primar, n-avea cum să fie de același inițiator ca să meargă două lucruri. Așa. Deci un lucru bun, dar vreau să știu un pic, că principiile de lege, că eu sunt la curent cu ăștia și știu unde vin banii. Acum dumneavoastră la bucare vă duceți. Care are prioritate. Care are prioritate, adică să o puneți undeva unde... Care dă banul primul, cred. Care dă banul primul, cred. Eu am nevoie ca să prindă uneva, că prind bani și poate să am cineva la lucru. Dacă merg pe uneva, dacă merg pe două proiecte... Cât îi costă pe noi proiectantul respectiv? La urmă, vorbesc că am avem bani. Alții au luat noi votăm astăzi, pentru că noi votăm astăzi, și în urma asta, cu proiectantul își face treaba și își depune... Și așa un ordine. Aceeași firmă de consultanță. Aceeași firmă merge cu amândouă. Nu, eu vreau să știu, adică era bine dacă știam aici și programul, eu le-am toate. Dar de bani de consultanță. Se poate accesa și de unde merg accesați banii. Era bine inițiatorul să știe ce vreau. Proiectantul e unul singur, firma de consultanță e una singură care promovează. Și inițial, de câte am așa, să... Deci o să fie drumul, se completează, ce nu se poate prinde în proiect acum, care e de asfaltat, care trebuie să înceapă, că nu începe, nu începe el până. Și ce rămâne, rămâne pe... Hai mai cât zi. Spre unii, la Bărbiță, la Ion, până la Mărcuț, acolo, în poțiune. Aia ies la Mărcuț sub coastă, pe partea aia care s-a prins, este în Cordăție, în satul nou, de la... Ieta. La Ieta, toate uițele care sunt în interior acolo, este pe Cornățel, încă o două străzi care rămâne, care nu s-au putut, dar vișam partea asta, dacă nu știu eu. M-au mai întrebat pe mine alții, mă scuzați că vă derup, de ce se face asfaltul pe spate, pe la Ștefănescu, pe unui pârâul ăla? Și nu pârâi în sat. Pot să dau eu. Îți făcute parcele, n-ați fost consilier în perioada respectivă, am documentația tot. Îți date pe fiecare pe stradă. Noi am luat fiecare stradă în parte, care pleacă. De exemplu, pleacă strada de la Crăciun, Luca Neculai, până la biserică, cimitir. Și e o parcelă în care el are o cotă în care intră. A doua, care vine de la Luca Gheorghe și merge până la lungul Gheorghe, tu m-am capăt în luz, în partea. Vă spui eu că ai de-aia. Și-ți luate pe străzi. De ca să poți să vinzi punctaj. Și cum le-am venit și oamenii care mai decât de lumea comună, sunt și acolo. Și acolo. Acolo vine de la Drăgan până la biserică. Exact așa. E biserică. E biserică. La 700. Deci asta e. Îți prinsi parcele care... E când eu, ca să poți spune punctaj, dar vinzi cu asfaltă pe aici, pe partea asta, să vin până la care dată. Așa prindeam punctaj. Că dacă nu prind punctaj, ia trebuie de bază. Să aibă accesul spre serie, spre școală, spre dispensare, nu mai avem școală. Că asta înseamnă societăți comerciale, vă rog. Dacă unii are societăți comerciale, sunt obligația să vă rămână. Proiectul care e astăzi, Respectați cine rămâne. Respectați asfaltul. Dacă am vorbit toți, nu înțelegem nimic. Proiectul de astăzi suplimentează ce nu putem prinde anul ăsta. Da. Exact, atât. Asta e tot. Ce nu putem prinde anul ăsta. Am înțeles. Nu sunt 100% sigur. Inclusiv aceste sume, domnul primar, cred că v-am și precizat, am și menționat în procesul verbal, nu sunt sume fixe, cifrele din devizul de... Sunt estimative. După studiul de fezabilitate, atunci se va decide exact care vor fi și cât va costa. În funcție de ceea ce se va... Se mai scrie cineva? Domnul Porumb a spus da, o completare? Dacă, da? Da, deci o parte din punctele care am vrut să le pun în discuție au fost atinse de antevorbitori. Ca informație, ce raport contractual există cu dirigentele de șantier? Deci beneficiarul bărbuiesc cu dirigentele, da? Da, da. Referitor deci, la lucrări în general. Deci lucrările de infrastructură presupun... Viorica, șeful de șantier este obligat să verifice permanent lucrări. Numai un pic. Proiectantul trebuie să fie și la rândul lui, că se face prin porțiuni. La o primul stat vine proiectantul cu șoșa de asta, abia de fost verbal. Deci dirigentele de șantier supraveghează modul cum execută constructorul lucrările. Da? Exact. Deci, de la lucrări ascunse până la finalizare. Cum, deci, ca și calitate, este răspunderea lor. Și ca tehnologie.
beneficiarul poate și el supraveghea modul de desfășurare, adică să nu ajungem la, poate, dirigentele de șantier nu-și face treaba, nu și-o face, sau nu este prezent când se fac lucrări. Asta nu înseamnă că beneficiarul nu are nicio răspundere. Da? Cred. Referitor la ce spunea colegul meu cu materialele din Albia Trotușului sau din ce punct spune. Deci, bine, constructorul probabil poate și subcontracta, nu? Lucrările, are și de așa, beneficiarul probabil că verifică dacă constructorul, prin care cel subcontractantul are și posibilitatea și toate atestatele ca să facă lucrările de bună calitate, iar cu materialul trebuie din un anumit loc, din anumite firme autorizate și nu la voia întâmplării. Dar lucrările astea care s-au făcut acum deja sunt ca un început al lucrărilor din proiectul care vorbim. Te referi la astea cu drumul de care le spunea colegul meu. În toamnă. Astea sunt doar niște îmbunătățiri. O spus, domnul Vici, nu spunea mergi că erau două, erau... Deci nu e o pregătire a infrastructurii pentru lucrări. Nu, domnule, nu. Ci s-a întâmplat la pregătire. Ci s-a întâmplat recent. Domnule, poți să mă clarific? Da. Să fiu într-o situație ambiguă. Îți pregătiri de iarnă, ca să nu lucru numai două. Nu. Nu, dar nu pe proiectul care se discută astăzi. Deci nu, vorbesc de lucrările pe proiectul care l-am cu luni, cu ani, mă rog. Ce proiect, domnule Lărați? Haideți să revenim la materialul astăzi. Pentru ăla am derulat. Și după aia intrăm la diverse. Bun, așa răspunsul la diverse. Deci, pentru proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a investiției, modernizare, drumuri în comuna Urechești, cine este de acord? Cine e pentru? 13 voturi din 13 au fost adoptate unanimitate. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință pentru luna următoare, martie. Andrei Gheorghe. Spune-mi. E domnul Prisecaru. Vasile. Luna lui martie. Cine este pentru Andrei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voturi. Așa. Cine este pentru Prisecaru? Prisecaru din 2020. 1, 2, 3, 4. Deci s-a votat cu 9 voturi domnul Andrei. Pui-te la care vin, pe fiu. Păi, trebuie să pleacă la râși. Gata, vinți-l și facem un exercițiu. Să propunem 9 voturi pentru domnul Andrei, 4 voturi. Nu vreau să-mi spun la râși. Nu am cum să... Nu avem și prea să ne plătim. Două păcerii, da, nu avem și prea. Se contabilizează. Și cu diverse. Exact, la diverse, dacă să încerc un pic să dau un pic de răspuns. O să dea și domnul Vici. Dar scurt așa, dar scurt. Am zis deci, că... Lucrările n-are control în consiliu. Întrebarea că dacă a început lucrările, bineînțeles că a început lucrările, că nu aveam cum să-i dăm bani. Când ne-a adus pentru taxe și doamna contabilă a fost aici, am întrebat că din alea 27 de miliarde, 2 miliarde deja s-au vrut către respectiv. Ce mă supără, adică ce pentru mine un lucru mai așa, firma respectivă nu poate să ducă lucrarea până la capăt. Ea trebuie să-l subcontrateze. Deci ei fac numai infrastructura și asta, iar poporul trebuie să-l dea la altcineva să-l facă. Pentru că n-au utilaje. Eu vă spun din surse așa, dacă cumva știi cineva din conducere că nu e adevărat, asta e treaba. Așa că nu se bate, domnul Secaru, nu ne zbatem degeaba. Noi trebuie să fim o leacă atenți consilierii, pune, trage pe la asta și să venim zi de zi la primărie și să luăm pe domnul primar și domnul vice, domnule, ăsta nu face treaba. Corect. Și să chemăm, adică să fim atenți la o lucrare, la niște bani care vin în comună și să facă la treaba. Degeaba, să nu trăgăm prea multă ședință în asta,
Domnule, ia mă treaba pe cineva din asta. Aici un băie instructor de la Corențeală, Cumașoriu, și mi-a spus că el lucrează la tipul ăsta, lucrează aici, băietul ăsta lui Marea. Da, transfer. Și mi-a spus, domnule, deși ea mi-a dat cu ei la scatare. Nu discutăm de persoane politice aici. Ele au văzut. Domnule, atât de la urie. Ce nu poți să-l pui pe cine vrea toată asfaltul. E contractul lui. Vă rog frumos, vă spun la vă promit eu, vă promit, dacă am ceva și nu mă înțeleg, pe voi voi folosite eu. Eu vă promit că vă faci lucrări lucrurile. Eu vreau să fie boli. Așa e boala mea. Ar fi eu pleacă nici. Da, da, da. Ia să ca autostrada de la Lunca Nu, aia e drum, ăla este drumul ca să ne opresc. Ăla este un drum agricol. Trebuia să-l facem între bucățele să zici. Tot banii cheltuiți. Drum agricol, drum agricol. Era un drum agricol. Nu confunda drumul agricol cu asfaltarea. Adică drum... El era el era făcut cu zgură, cu zgură. Doamna președinte, o singură problemă care vreau să vă spun și referitor la asta nu scăpăm. Deci, pe lângă toate celelalte lucrări care se vor face pentru drumurile respective, este foarte important să se facă și să cunoaștem cu toții analizele la asfalt. Concentrația care este analizele pentru asfalt este una dintre cele mai importante grosimea stratului și concentrația domnului Domnul nu-ți dă nimeni să-ți face ce. Este la beneficiar trebuie să vină, la beneficiar. Să-i treaba lor, iar la comuns la consilierul Porumb. Iar instituția poate să mă informeze. Și la consilierul Porumb. Dar nu-ți pune la dispoziție ție. Dar nu ca doi chii că se lucra acolo și pe vin. Eu am luat de acolo și aveam avutorul lui din Alin, țin pe vin eu. Aveam pentru fiecare pozitiv, aveam probă de analiză. Dacă este și au probele astea, eu licier eu. Dumnezeu îmi probele de analiză fiecare treabă. Știi că treaba? Păi nu dacă este. Da, trebuie ca fiecare mașină care este să fie cu analiză. Nu dacă este, trebuie să fie. Da. Da? Asta e diferența. Domnul Prisecar, aveți cuvântul și... Doamna președinte, vă mulțumesc frumos. Eu aș vrea totuși, suntem diverse acum, nu? Dar noi am trecut peste punctul numărul 5. Domnul, am trecut mai jos, scrie și altceva. A prezentat raportul domnului președinte din Comisiei Juridică și cred că și dumneavoastră. Dar mai jos scrie așa. Ba da, l-a prezentat, dar doar atât. Dar mai jos scrie așa. Deci se pot face interpelări, întrebări, da, pe tine. Trebuia să pus atunci. Domnul, am lăsat ca să... Deci, nu, pot să trec și la divers, spune. Așa, domnul Dobrava, vă rog. Nu discutăm. Bine, dar așa. Aș dori, că de asta mă tot uit la telefon, la ceasă. Păi, dar tu uite, ai vorbit de două ceasuri, mă opresc. Ceasă asta. M-ai înscris la cuvânt. Păi, dar să mă înscriu la cuvânt. Bine. Da. E ora 15 minute. Vreau, dacă cineva, ori merg eu, să vină doamna contabil un pic, aș vrea să-i pun astăzi doar o întrebare. Vreau două. L-au duc eu. Vă mulțumesc. Vreau să pui până la urmă. Până vine mai apărerea. La jocă revizul lui domnului. Nu, scurt. Da, fie, bă. Uite, dă-l la... Doamna temporizator. Domnul Iulian, ca să... Dar termin cu doamna contabil. Și după aia domnul Iulian, poate să vină un pic. Care de-a și urmă. Nu? Să intră. Odiți? Spune-o bine, domnul Vici. Vreau să vad la conștiință. Am uitat hârtia de birou, îmi pare rău. Deci a venit domnul Prisecaru în calitate de inițiator. Da, tu ești capul. O propunere referitoare la construcția unei capele la biserica Avenirii al domnului Prisecaru, nu mai rețin exact. Da, la cimitir. Adică, în sensul că Consiliul Local al Comunei Urechești să ce să-i fac? Să mai facă și acolo biserică, primăria? Adună oameni, bani de la oameni în comun, au 2000 de locuitori. V-am adus la cunoștință. Așa, hai la primărie ca să faci biserică. Da, pui-o doamna, te-ai pare că nu eu. Nu eu. Eu, doamna contabil. Prisecaru mă numesc. Când Parlamentul României a legiferat, în Parlamentul României a legiferat, a votat, s-a publicat în monitorul oficial legea 153 din 2017, din august, există și acolo un paragraf, o să caut pe telefon, că scrie multe, sau un articol 33 sau un paragraf fie, scrie așa,
Dumneavoastră, ca contabil, compartiment financiar, împreună cu conducătorul unității, adică domn primar, dar nu-i de față, dar o să-l informați dumneavoastră, da. În lunile 30 martie și 30 septembrie se vor publica public, la vedere, salariile, indemnizațiile, voucherile, sporurile toate. Este lege. Așa scrie. Într-un loc vizibil, domnul secretar poate să confirme. Astăzi este în 28 februarie, mai este o lună. Deci pe 30 martie, în fiecare an, și pe 30 septembrie, actualizare sau da, poate da, rămas la fel, să se publice. Eu public, știam că se pun pe site-ul... Se pun și pe site, este așa, dar se pun și... Cum că noi avem un loc în care se afișează, domnul secretar, pun procese verbale, cine mai vinde un teren, ce s-a mai întâmplat în ședință, cine mai cumpără, cine mai vinde și multe altele. Și dumneavoastră, deci începând de la conducătorul unității până la ultima și consiliere, bineînțeles, are și local. Cu tot. Și acolo scrie, o să caut așa legea, paragraful cred că F și articolul 33, spune clar, totul. Salarii de bază și netul la urmă, sporurile, voucherile, tot. Sincer, nu știu. Da. Nu în data din 30 martie și 30 septembrie. Deci în 153 spuneți că spune lucrurile astea? Da, de deci, doar. Deci, publicate, dar nu pe persoane, ci pe funcție. Păi, odată, ai pus funcția. Persoana respectivă deja impune... Nu e voie să-i cui numele. Pe funcție. Caracter personal. Păi, dar ai pus funcția... Mă duc și mai informăm. Deci, funcție 4. Deci, în momentul în care Consiliul Local a votat aprobarea salariilor, începând cu 1 ianuarie 2019, a votat salarii pentru funcția respectivă, nu pe numele unei persoane. Pe numele persoanei sau funcționarului care ocupă funcția respectivă s-au emis ulterior dispoziții de către ordonatorul de credite, prin care i s-a stabilit dreptul salarial fiecărui funcționar. Acolo se înceapă, conducătorul unității, în speță, nu zic, director general, până la consilier local, nu trebuie să pui 13, 12, pui unul sau așa, atât. Asta e indemnizația, asta e impozitul, orice funcție. Se pun funcțiile. Funcțiile, dar simplu, când scrie acolo, consilier local sau ales local. Punctul 2, 3, 4, 5. Nu e nicio problemă. Da, o să mergi în multe lege, dar în 153 eu nu cred că este. În 153? În 153. Eu sunt 153, ca să vedem. Recăriri și lumei. Din august? Din august 2007, legea. Și aș mai dori, dacă se poate, că noi până acum am avut o pauză la contabilitate, adică nu a fost. Dacă reușiți să fiți la zi, cu fluturașii de salariat sigur cred că îi aveți. Noi n-am mai primit un fluturaș, nu știm și noi. Da, depus... da, eu le-am însertat, veniți că vi le dau. Da, da. S-au depus, s-au virat banii la CAS, s-au virat... Păi cum avem, de exemplu, ședința ordinară acum? Apar și 12 fluturași, să spunem. La în fiecare lună. Să știm și noi, s-au virat banii la CAS, s-au virat banii la... Nu, că suntem atât de liberi. Nu am zis, nu, doamne. Când ședința, eu vin cu fluturașe. Dacă ne ieșiți de la ședință, veniți, le-am însertat pe luna anterioară, vi le dau. Și aș vrea să poate și de la ședință. Da. Când ieșiți, când intrați, da. Sunt să intrăm 13 inci acolo. Eu le listez, le pun în însertar acolo, cine vine le ia, cine nu. Să avem și noi, și noi să avem și noi un control. N-am făcut eu afirmația, deci ne ieșiți de la ședință. Bine, vă mulțumesc frumos. Suntem la diversi. Aș propune, ca să avem pe ordinea de zi, la ședința următoare, problema cu izlazul, cu cele 5 societăți, că trebuie să prelungim și asociațiile. Deci, eu zic să nu le lăsăm tuma în mai, iulie încolo, să le fixăm acum, le votăm dacă le punem în ordinea de zi și să... Să rezolvăm cu ele ca să știe și oamenii să-și facă treaba fiecare, să-și curețe izlazul care l-a curățat, care nu. Adică face un proiect de hotărâri și cu, dacă sunteți de acord, o fixăm acum la divers, îmi pune pe ordinea de zi una care vine. Dacă sunteți de acord, îmi pune la vot. Bun, de acord. Am înțeles. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, referitor la ce ați spus. Eu chiar am fost și la Bacău în legătură cu amenajamentul pastoral, proiectul ăsta de amenajament. Minte, am discutat cu persoana care supervizează dosarul. Am înțeles că s-a prelungit perioada de întocmire a amenajamentului până la 31 decembrie 2019. I-am cerut în acest sens opinii referitoare la ceea ce s-ar putea rezolva cu fermierii care au contracte de închiriere și se apropie perioada de rezilierii de drept a contractului.
deoarece au fost întocmite de 5 ani. Adică ar fi chiar anul ăsta. Anul ăsta trebuia să rezilieze anul ăsta. Așa, da, dar care perioadă? O soluție, din câte mi-a precizat colegul meu de la direcția agricolă, ar fi să se întocmească un act adițional privind prelungirea contractului până la sfârșitul anului, dar strict pe ceea ce s-a închiriat pe suprafețele care au fost închiriate. Asta ar fi una din soluții. Eu, din punctul meu de vedere, nu sunt împotrivă, Doamne ferește, dar va trebui ca să găsim un temei legal, în primul rând, dacă putem să facem lucrul ăsta și dacă legea ne permite. Deci încă suntem în raportul trebuia să ne prezint în fiecare an. Am referit la deci, eu v-am zis dacă deci putem se va găsi o soluție legală. Putem să invităm societăți să vedem, mai trăiește societăți, au falimentat, mai sunt, da, nu mai da, sunt. Nu-i 2018 ultimul an? Asta a fost ultimul an, da. E 2018 ultimul an. Ei s-au scos la 2018, pe 5 ani. Așa, eu am falimentat. Și acum ce mi-am nou. Crezi, Andrei, e de bunerie asta. Eu am promit eu că face treaba asta. Tu te da. Eu așa știu. Adică la 31 decembrie a expirat, mai cere un an de prelungire. Și atunci? Și a expirat din 2018 mai atunci? Da, a început în 2013. Deci a început în 2013, am documentația. În februarie, Andrei, nu? N-am avut ședință în februarie jos? A început în 2013. Sau în noiembrie. Doamna președinte, o problemă vreau să o atins. A început cu două. Doamna secretar, dumneavoastră ați spus că aveți o informare de la colegul nostru, la secretarul Vasile, da? Da, deci nu o informare, o propunere. Așa ce vă ziceam. Deci, propunerea lui colegul nostru pentru a se face o capelă, din punctul meu de vedere, eu sunt de acord. În schimb, vreau să vă spun că acest lucru eu l-am propus de câteva ori până în prezent. Eu l-am propus de câteva ori în mandatele trecute. Dar de unde bani, domn Mărcuț? Asta vreți voi, biserică la primărie, capelă la bezbos, la primărie? Capelă pentru... Domnul Dogar, eu propunem să facem și în Slobozia o capelă. Nu, dar nu dă bani, mă! Păi nu dă! Dar vă fie dezopat cu oamenii. Tu nu mai intri în școlile și faci axa numai pe capele și pe biserică. Și ce până nu mai prin grup. Da, doamne, așa e. Bine, mormântarea e altă. Nu mai fac! Numai că, dacă este... Biserica ne-a rămas, dispensar nu avem, drumuri nu avem, nu avem nimic. Capelul vă trebuie. Așa, drumul l-a făcut acum, domnul Marcus, vă rog frumos. Drumul s-a intervenit acum, gropile la fel, e mai mare dezastru, bătaie de joc la adresa cetățenilor care plătesc taxe și impozite. Deci o bătaie de joc. Și asta e, ne-a rămas biserica. Dacă domnul secretar, și sunt sigur că are cunoștințele respective, dacă nu, vreau să vă amintesc un lucru pentru cei care nu cunoașteți. Există un act normativ care obligă localitățile să se facă așa ceva. Așa că dumneavoastră nu veniți cu tot felul de șicane. Deci există act normativ în care obligă localitățile să se facă case mortuare. Vorbiți ceva ca rușiți. Dar de ce nu știu? Când a fost biserica în Cornățel, în reparație capitală, am băgat ea acolo 1 miliard de lei. Atunci nu m-ați întrebat deloc de băgătare. Dar nu aveam de unde. Unul, doi, obiect, doi, doi. Când am făcut școala la Cornățel modernizată, aveați copii în Cornățel. Nu te-ai închis școala, să ne-am închis-o, ai închis-o PSD. N-ai închis-o de PNR. PSD-ul ai închis școala. Nu mai sunt copii. Nu e adevărat. Școala n-a închis-o. A închis-o doar la directoare. A făcut ședințe cu părinții. Eu am fost... Ce? Părinții au fost de acord.
Așa că nu făcea tare degeaba. Dar despre asoară cine mai închis vă rog? Dar despre cine mai închis vă rog? Dar despre cine mai închis vă rog? Nu vă mint, dacă ai copii, nu vă mint. Luminiță, dar nu stau cum a pus tăpul. Da, 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 da. Dar eu am copii, eu am de oameni cu copii. Nu vă mint, nu vă mint. Nu vă mint, nu vă mint. Poți să acoperiști cu copii, aștept că m-aș vrea spune. Eu copiii nu mi-am dus la acea școală, vă rog frumos. Păi tu vorbește de cap, ele când popa umblă din poartă în poartă, ia 10 lei, bagă în buzunar și faci în Grecia, își faci 10 lei. Bravo, Bogdan! Așa, la muntele Atos. Și noi vorbim despre capele noastre, vorbim de 10 copii care mai sunt, stă în ploaie. Ia-mi preotul, domnul Arcoagie, ia-mi preotul, domnul Arcoagie. Puteți chema tu și... Îi spui lui și... Și despre cine mai închide? E da bărbui, e da bărbui. Domnul Vici, dar despre asta cine mai închide? De el. Va contestat că nu dăm. Păi ce vrata, unde are buzul? Au ce făcut. Mă rog, lasă-mă în urmă. Nu e avea la Urichești, așa să-l zic. Urichești are, Urichești are capel. Domnul Bogdan, liniște. Vreau domnul Ciobanu să răspundă ceva. Hai, vă doamne, zi. Doamne, săptămână am fost rugat de domnul Iulian Fotache. Da. O avut plăcerea să vină aici în ședință să vorbească despre. Nu vorbești el, vorbești dacă vorbești tu, el ascultă. El ascultă. Tu era vorba că e o problemă mare cu gunoiul la ei. Au venit să plătească taxele la primărie din care le-au sugerat să plătească și gunoiul. După cât am înțeles, mașina de gunoi n-a fost o singură. Nu poate urca mașina de gunoi. Așa, vreau să-i explicați. V-am spus la început, mașina de gunoi acolo pot duca. Vă spun o dată. Mașina de gunoi nu ia primărie, ca fiam ia pentru pui, m-aș bate cu el. Iau urbistului, își iau niște scoțitrare. Știți care-i treaba? Acum mă lupt în zilele astea, acum cu fata asta mea, de vechi din poartă în poartă la gunoiul la oameni. Și plec cu el către Onești. Eu trebuie să fac defecte delegații speciale, că nu prind niciodată când are acolo. Ca să pot cântări astăzi, de pildă, la urechie, de exemplu. Mai că nu se umplă așa de gunoi. Umplă din poartă în poartă. Ai goaie, mizerie, eu nu-ți eu, bună ziua, noroc. Dacă ei acolo, zic, bidoane, plastic, ceapă, cartof, asta nu pui ăla, nu pui pământ, nu pui iarbă, nu pui găsiezi, fă nimic. Și astăzi la Urechești, făcând treaba asta, în comun la Urechești, voi, tu comun la Urechești, să știți că mașina de gunoi astăzi la ora 2, e la pejmodate. Pejmodate. Satul nou, Luca Dohie și Urechești. Adică să înseamnă oameni. Iar la ei acolo, dacă vrea, dacă vrea, eu am un bej la mine, tomberonul ăsta mare, la două ori, trei ori, dacă are eu, îi pui unul acolo, le dau un primier la băieți și cu asta pasă, dar le spui el. Și nu spui în mâine că le-a flot. Vă dau un exemplu. Astăzi m-am informat la ora de zi, la Cormenția, la Odești pe acolo, am pus trei containere, da? Și unul i-a aruncat în râpă. L-am aruncat eu. Dar aici nu aveți nicio la Cormenția, la Băiețești, nu mă zic, la... Din cât timp s-a așevut de acolo. Și a aruncat un container în râpă. Vii eu, Dumbrăveau, să stau și până zic un container în râpă eu. Domnul Vici, acolo vedeți? De cât timp mi-a spus domnul Iulian Fotache și cine mai stă acolo, Adrian Hozier și... Au fost niște țiri acolo, un loc de... Da, au fost țiri niște acolo, le-au luat apă la bani, unele mele la bani, măi, acolo, la bani acolo. Domnul Vici, și acolo am unul, acolo. Îți luate amândouă și de acolo și Iulia. E satiul ei. Eu știu eu. Ei s-a zis că a fost acolo cu carabură, cu mascaraua și de acolo. Domnul Vici, e acolo, deci e acolo. Sigur, nu știu. Una e luată, dar una e acolo. Și cu drumul unul și fac unui stric. Și mai spui treabă. Vă știu și cu ei cu Consiliul, dar vreau să pui o aprobare a Consiliului în centrul rudare. Am o țeamă pusă pe timpul și au jos cu de Alexandru Recunoi, care era pe de CAPU, la ieșire de satul nou pe dreapta. Mă izgel din satul nou că spune că e proprietatea lor. Nu e proprietatea lor, e proprietatea lor de primărie. Și fie acolo într-un grup de 15-20 demagoși, face pe aramă acolo sau auto au impunii, dar de lor. Este pusă de Alexandru Necolai. Nu ia transgazului, băiatul că eu cred la transgazul, eu am vrut pentru transgazului, n-ai treabă cu voi, trecea combinele de greutate mare dincolo. Asta a fost scopul ei. Și mă izgesc că s-a două de oameni care urmă care mori, seama și repină între ei de pus la altă parte, de fapt am de o mai gori. De la voi în satul nou și până de vară, până la râu, până de vară la biserică, vor veni din gori făcute din asfalt. Eu și cadă seama și nu vă fileau de acolo. Nici eu cred și nimic. Golii din beton. Domnul Vici, ultima oară când ați fost să luați țeava aceea, da, a fost discuția că voiați și-o dați lui Caraburea pentru ajut. În niciun caz pentru comuna Urechești. Mă ne-am să-i trebuie nevoie să-i spune. A spus să-i spune. Nu știi că ți-ai avea Urechești eu? Nu, mi-a spus. Nu știi că ți-ai avea Urechești eu? Nu știi că ți-ai avea Urechești eu? Dar luați eu, pe transgază, pe urmă eu.
De ce v-a rugat atunci? Nu ia să luați seara de acolo și să o puneți în vest? Păi eu pot să dau și altă parte. Dacă ala da altceva pe un schimb, nu se poate, domnule. Aia voastră. Dar nu se poate, că s-a vândut tot. S-a dat tot din comuna asta, nu s-a făcut absolut nimic. S-a dat, concret. Dacă nu vreau să luați seara. V-am făcut că mi-e prunt, ala s-a tălăul, l-a distrus. V-am făcut că mi-e prunt, ala l-a distrus. Acum, cum a spus doamna Iulia, banii cheltuiți care a fost la Căminul Cultural în, în Cornățel cu doamna doctor, ați făcut un... Dispensar, așa zis, doctorul ăștia care cheltuiți, iar nu știi, iar nu știi, doctorul ăștia care vii acolo, ca să vii acolo, deci vii, e doar să vii, e privat și eu pot să vă obligui acolo. Băi, privat, v-am făcut nouă, v-am făcut, dacă nu vă făceam, da, v-am făcut spațiu pentru medic. Iar medicul ăsta este privat, nu-l obligă să fie acolo. Ne-aș copii două zile. Nu știu mai de este acolo. Alte condiții, dar știți foarte bine ce condiții trebuie. Trebuie să poată funcționa un cabinet medical. Păi funcționar, poate să funcționeze. Păi nu, păi spune, nu, nu poate să funcționeze. N-a fost făcut cum trebuie. S-a făcut numai așa de fața asta. Păi făcut cum trebuie. Păi nu știți că nu poate funcționa. Ai fost înăuntru. Ai fost special. Ai fost special. Doctorița pleacă lume. Pleacă la pensie. În luna lui iunie, S-au făcut dispensarul, au fost atâtea campanii, dar n-am întrebat doamna doctor, fiind în vârstă, deja iese la pensie, nu să mai avem. Și să mergem bine, de familie, de unde să mai avem. A fost acolo, cât s-a putut, eu am găsit-o pe doamna acolo iarna, așa, eu sunt prodeață cu doamna doctor și vorbesc așa. Nu era vorba de condiții, era vorba de dânsa că nu poate și are un număr mai mic. Acum, după ce ies la pensie, dacă reușim să găsim un doctor ca să... Din la Cornățel, exact, îi creăm un loc la Cornățel și face cabinet la Cornățel, doamna Gioniță o să rămână aici. Cu asta mă. Consiliul local poate să hotărască, dacă vine un doctor nou prin raza comunului aici, să meargă la Cornățel, sunt trei sate acolo. Și terminăm o dată balamutul cu... Să se amenajează conform legilor în vigoare, ținut de sănătate și de sanipit și de tot ce ține autorizație. Și atunci oricine poate să vină și să funcționeze legal. Nu-și mai permite nimeni să lucreze la negru. Și acum să răspund. Deci noi am vorbit. Mulțumesc pentru domnul Iulian cu ăsta. Eu zic să mergeți acolo, să duceți un tomberon de la mare. Nu, 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 dar nu așa de zic eu. Iar sus, dacă... E 30 de euro. Are grijă. Păi unde s-a plâncă domnul Andrei? Stați numai puțin. Să-l pun în deal? Să-l pun în deal la... Nu, nu. Ori în deal, ori la dumneavoastră, să vin la 460 și să-l duc în deal. Păi unde să vin? Nu, așa nimic. Deci, domnule, cum au fost unii lasă așa, este cât mai alții. Băi, nu. Vine la duce acolo la voi, sunt trei case, vine la duce jos, când se umple, o să vină la 416, 2 inci, și o să-l aduc în sus, când vine așa de gând, și-a terminat. Nu se poate. Nu se poate așa. Nu, că știi unii sunt case. Știu. Și deci dacă ar fi... Cum vedeți dumneavoastră soluția, că poate aveți o soluție. Și sunt drumuri care sunt impraticabile. Dumneavoastră vă simpatizați, ați avut grijă de... Doamna Grilă acolo de bătrâna aia de stat. Deci dacă, Doamne ferește, drumul ăla nu mai e practicabil, cum am zis la ea? Sau de domnul... Păi el m-a povestit de oricine, mă spuneam. Păi eu tot la voi n-am vrut. Este că n-am vrut, pentru că nu vreau. N-am putut. Adică să nu duc de plin, că nu pot. Sunt copii care vin la școală mare. Eu am pot aia mare aici, frumos, dau 20-30 dacă vrei. Dar eu nu mă pot obliga, că cu mașina, că nu e a mea, e a urbisului. Și ăștia știi fermierul lui. Păi și-o cum eu o să dacă n-am urcat, eu urcat, mă mor. Și-o poți face să mă dă el. Păi și sunt... Cum? Nici n-ai cum să urci? Nici măcar pe la tine, O să căutăm o modalitate. Deci, să facem drumul ăla până la urmă, trebuie găsit o modalitate.
Deci pata aia vrut să eu știu panta, știu, pune și ce vrea să plătească degeaba. De la Troița, de la mine acolo, să vede și acolo. Știu. Să vede și acolo, dar puteți să vă spuneți. Haideți să vă spuneți, dar dacă nu stau unde la mare, puneți-vă și acolo la mine, la... Acela de apă? Da, da, veniți în aia la luat. Nu apă. De mine, dar să fie găleții de la fântână, să fie de la fântână, găleții de la fântână luat. Și să mă duc. Ca de metale, păi cum? Eu ce nu știu. Domnul Vici, domnul Vici, dar să fie scutiți de la gunoi. Au umblat la siguranță de la stâlp, de la apă, știți? Știți? Știu cum s-au umblat. Știți, nu? Auzi, ce mă ce am auzi, hai să vedem. Vreau să primar. Peți voi acolo, știți două familii acolo. Trei familii, dar nu ce? Sau să vă scadă o prietenie cu noi. Eu nu pot să vă scadă o prietenie cu noi.